Da, nu vii pe capul nostru. Da. Zi așa să ne înseninezi, dar trebuie să te duci repede, repede, repede. Că tu n-ai procese, nu ești băgată în niciun scandal. Du-te ca un nor de ploaie. Va veni și vremea ta cu scandalul, cu de aici, da, pe Instagram și pe TikTok. Aseară vă spuneam că în această zi, astăzi, se va lua hotărârea vis-a-vis de o controversă inedită. Claudia Pătrășcanu, invitată să fie protagonista unui reality show aici la Antena. Nu, vedeți câte foiam? Trebuie să vadă și șefii. Muncesc mult, muncesc mult. Invitată aici la Antena Star să susțină un reality show despre viața ei, despre viață pur și simplu, cum se face, în care să apară prieteni, familie, copii, părinți. Gabi Bădălău, pe de altă parte, tatăl copiilor ei, nu e de acord să apară copiii în emisiune. Și nouă ni s-a părut, cumva aseară analizând așa la rece, bă, dacă nu vrea, nu poți să-l obligi. Au ajuns la criminal, cum ar veni, la tribunal. Și a câștigat Claudia. Aseară Gabi ne spunea că n-are o împotrivire așa viscerală. Bă, dacă hotărăște tribunalul, o să o lase. Dar îi pare rău că n-a avut un soi de discuție normală ca între foști doi soți și părinții acestor copii. Bă, uite, bă, mi s-a propus aia. O băiețeală de aia de oraș. N-a avut loc. A trebuit să vină această zi în care judecătorii să hotărască dacă niște copii vor participa la un reality show. Este, cred că e o premieră. Cred că e o premieră. Nu știu, cu mâna pe inimă așa, dar cred că e o premieră cel puțin 100%, palierul acestor subiecte pe care le tot face. Este, în continuu, este și în această seară alături de noi Gabi Bădălău, pe care îl salut. Bună seara! Cu respect, să trăiți și să rămână a doamnelor. Bună, Gabi! Ce ar mai fi de zis? Au hotărât judecătorii, copiii pot apărea în acest reality show. Ți-ai schimbat părerea sau, mă rog, cum ai primit această veste și ce ai de gând să faci? Îți ții promisiunea de aseară sau te-ai sucit, ca să zic așa? Eu nu mă sucesc niciodată. Dați-mi voie să fac câteva precizări, vă rog. Te rog. În primul rând, am citit și eu știrile de prin presă. Da. Cer scuze, am citit știrile de prin presă și am fost oarecum uimit. De 20 de ani nu se mai există, cred că, emisiunea de la OTV, dar în continuare sunt știri. Gabi a pierdut, dezastru pentru Gabi. Bine, mă. Gabi, nu te-ai hârșit. Clickbait, nu vezi. Ești cu Bianca de atâta timp, nu te-ai obișnuit. Tocmai spuneam ce scriu de mine în fiecare an. Da. Patru subiecte mari și late. E gata, nu se mai poate face nimic. Cu 20 de ani, se fac în continuare, Gabi. Gabi, e chestia aia de click, titlul ăla vinde, ce să faci? Asta te deranjează pe tine? Dă-l în curând. Nu mă deranjează. Dar noi ce să mai zicem ca să... Toți trecem până asta. Amândoi am fost absolut convinși de faptul că tu vei câștiga, adică mi s-a părut, ne-am mai făcut și de brat, adică am zis-o, cred că în direct. Eu am zis-o, bă, nu cred că judecătorii vor da un astfel de verdict. Adică dacă tatăl nu vrea, știi? Îmi fac probleme și pe aici, pe la, că emisiunea trebuie să fie la noi, dar eu întotdeauna am spus și am gândit, asta e, da. Uite că dacă îmi permite să mai, dacă îmi permite să fac câteva precizări. Te rog. Țin să vă readuc aminte, nu știu dacă mai țineți minte, dar anul trecut Claudia m-a acuzat cum că eu aș consuma substanțe interzise. Da. Și atunci eu m-am dus la INML, la un institut al statului. Da. Netrimis de nimeni, neobligat de nicio instanță, m-am dus acolo frumos, am bătut la ușă, mi-am făcut toate testele, mi-au ieșit negative, chiar și vi le-am dat. Atunci Claudia a ieșit și a spus, domne, a cumpărat INML-ul, a cumpărat judecători. Și ai spus că mergi cu noi oriunde la un laborator privat în toată Europa asta. Oriunde, da. Mi-ar fi foarte ușor, Dan, să spun și eu, nu știu dacă știți sau nu, Claudia are un iubit la Constanța, foarte respectat și cu o anumită influență acolo, dar eu nu o să fac lucrul ăsta ca ar însemna să fiu ca ea. Trec peste lucrul ăsta. Adică ai putea să insinuezi că iubitul influențează instanța. Nu insinuez nimic, nu insinuez nimic. Nu, ai zis că ai putea și tu să faci asta. Da. Dar eu vreau să te anunț că primul iubit după tine a fost chiar de la Giurgiu, sub nasul tău acolo, nu știu dacă știi. Mă rog, nu mai contează. Da. O altă remarcă, anul trecut, în vacanța mea de vară cu copiii, Claudia n-a vrut să-mi dea procură, eu am făcut o ordonanță de același gen prezidențială care să acorde suplimentul, să acorde... Semnătură. Semnătură. Să substituie semnătura. Am câștigat în prima instanță, Claudia a făcut apel. Ne-am judecat la Tribunalul Constanța și acolo foarte, domne, nu trebuie să plece cu copiii din țară, că nu se mai întoarce. Am câștigat, am plecat cu copiii într-o vacanță, acolo era interesul suprem al copiilor. M-am întors, copiii s-au bucurat de vacanță, m-am întors și
toate lucrurile au fost okay, civilizate și așa mai departe. Acum a câștigat ea. Zic? Na, trebuie să se păstreze. Da. Faci apel că, nu știu, aseară parcă ești că nu o să faci. Da, că... în primul rând, asta nu e o decizie definitivă. Tocmai de-aia te întrebam dacă faci apel. Faci apel? Nu, Dane, nu mai fac. Nu mai, foarte chiar bine. Chiar astăzi mi-am anunțat avocații și am spus, bă, nu vreau să fac. Și vreau să fie din partea mea un semn de... de bun simț, de liniște, de pace. Am văzut declarația domnului avocat citată și de Claudia, că a plâns de fericire, că am câștigat, că dreptul la muncă, ok, dacă domnul judecător de acolo a decis că interesul suprem al copiilor e să apară la televizor, foarte bine, da, îi urez. Ia-o, cum ți-am spus și aseară, este o oportunitate pentru ei care nu știi cât va conta în viață. Până la urmă nu... Ca să o scurtez, Dane, să aibă succes, să Doamne facă... Doamne, să facă cunoscută, să fie o emisiune de succes. Vreau doar să sper să nu afecteze și pe calea asta. Îi rog pe domnii producători de la voi. Am weekendul 1 și 3 cu copiii, atât. Bă, în fiecare lună, weekendul 1 și 3. Sunt convins, aș putea să girez eu pentru asta. Sunt convins că nu vor fi. Dar dacă s-or nimeri filmările în weekendul 1 și 3, nu vreți să filmați împreună, să fie bine? Asta mai lipsește, Mara, să mai și filmez. Ar fi și foarte tare să vă împăcăm noi. Nu cred că vor fi probleme din punctul de vedere al producției, da, sub nicio formă. Ca și cuplu, nu e treaba voastră. Ca părinți. Bă, da, ca părinți. M-am pus așa aseară, că să știi că m-am regretat așa, că am zis o chestie, că domnule, dacă ai tu copii, mă, o mamă, indiferent cum ar fi e mama, adică doare chestia asta, cel mai bine ar fi să vă înțelegeți. Păi, da, Doamne, așa ajută, la modul general e frumos zis. Da, da, pe cuvânt. N-au reușit în atâția ani. Da. Mara, tocmai de asta fac un mic pas în sensul ăsta de normalitate. Eu sper să aprecieze toată lumea, inclusiv Claudia și inclusiv domnul avocat, cu care aș vrea să vorbesc și cu el câteva minute, Gabi. Vreau să-i spun și eu pe o singură propoziție lui Gabi, că mă bucur eu pe scandalul ăsta, am ajuns să-l cunosc. Mie nu mi-a plăcut de el când a apărut în showbiz și știe treaba asta, dar acum, în povestea asta, mi se pare un om foarte matur, un om echilibrat, un tată iubitor și asta cred că contează overall, că toți am avut o tinerețe nebună, știi? Poate ar trebui să faci tu, Gabi, primul pas, bărbătește așa și să mai lași de la tine puțin, nu știu. Doamne ajută, eu sunt convins că atât eu cât și Claudia ne dorim binele copiilor, doar că între noi e o oarecare tensiune care încă nu a fost vindecată și nu găsim calea de mijloc. Îmi doresc să găsesc cu ea calea de mijloc pentru binele copiilor. Am înțeles. Da. Foarte bine, e o poziție, repet, pe care sper să o aprecieze și Claudia. Îți mulțumesc mult pentru intervenție și pentru faptul că ești consecvent și că te-ai ținut de promisiune. Și să o aprecieze și domnul avocat Cuculis, care aseară s-a supărat pe noi. Bună seara, domnul avocat! Salutare, Dan! Vă auzim? Ne auzim? Ia, ne auzim da, bine? Da, ne auzim, ia. Sigur. V-ați supărat pe noi aseară. Ce ați avut cu mine? Dane, în 15 ani de zile de când fac emisiuni publice pe toate posturile, da, nu mi-a spus vreodată cineva că eu n-am cum să am dialog cu tine. N-a bine zis așa, a zis că își dorește să nu aibă păi dialog. Nu, stai o secundă, că asta este o chestiune pe care trebuia să o gestionați voi, să spuneți, dom'le, audiatură altera pat se numește. În condițiile în care trebuie să vezi ce are de spus și cealaltă parte, nu înseamnă că îl pui pe unul pe hold și pe celălalt până una alta. Eu am luat hotărârea să nu aveți dialog, adică mi-a venit atenție, treaba ta, pentru că nu s-ar fi înțeles, erați amândoi pe telefon, dacă păi tot nu, spuneți atenție. Că ați fost la multe emisiuni, știți că doi invitați prin telefon se pot carota foarte nu ușor. Nu se pot, pentru că nu uita că vorbești cu un avocat care are exercițiul comunicării în sânge. Păi, dar eu nu ziceam dumneavoastră, poate nu l-are Gabi Bădălău și atunci ieșea o... Atenție, eu cu Gabi Bădălău suntem cam de aceeași vârstă și am trăit cam aceleași generații și cam aceleași lucruri, deci mi era foarte greu să cred că ce făceam, ne încăieram la telefon, în primul rând nu-mi permite riscam să nu se înțeleagă și n-aveam multe minute ca și în seara. Atunci, fiind o chestiune în premieră pentru mine, cum să mi se spun așa ceva, am preferat să mă retrag și cam asta a fost. Rămâne supărat pe mine și asta e. Eu am hotărât. Nu, hai că mi-a trecut de el până astăzi. Felicitări, cred că este o premieră, nu?
Noi ne cam întâlnim destul de des, că drumurile noastre cumva sunt, să zic așa, comune vis-a-vis. Dar doar pe calea undelor, în loc să ieșim noi în oraș să bem o bere ca băieți. Da. Păi trebuie să facem neapărat treaba asta. Acum că am trecut peste expozeul ăsta, mie mi se pare foarte tare ce a spus Gabi Bătălău mai devreme și dacă nu începea el cu treaba asta și intram eu primul, aveți cu toții cuvântul meu de onoare că exact asta voiam să comunic și eu. Dacă tot suntem în poziția asta, poate că într-un final, după atâția ani de zile, lucrul acesta s-ar putea să îi domolească pe ambii combatanți. Este foarte bine, a făcut un gest de gentleman și îl felicit pentru situația respectivă. L-am felicitat și noi, așa mi se pare bine. Corect. Da. Și facem o corecție aici, Dane, nu am ce să apreciez eu, că la mine îmi spune să nu confundăm clientul cu avocatul. Am zis așa, că sunteți o echipă, nu? La mine e de apreciat, din contră este de intervenit și de comunicat și eu sunt convins că în momentul de față Claudia se uită la noi și ne și ascultă și probabil că îmi și scrie, dar am telefonul la ureche și nu văd. Sunt absolut convins că Claudia, după declarația lui Gabi Bătălău, a înțeles că ăsta este un prim pas spre o normalizare a relațiilor pe care le aveau până și pe care mă le bucur, au. Mă bucur că sunteți convins, dar mi-e teamă să nu fiți singurul. Eu nu sunt convins deloc. Nu, Gabi nu, a mai făcut pași spre normalizare pe care ea i-a refuzat. Inclusiv oferta aceea de la început, care nu suna rău deloc. Da, probabil, nu știu dacă o știți, Nina Ventec, nu știți, era o ofertă cu o vilă cumpărată, cu plata casei, mă rog, nu era dumneavoastră avocată. A refuzat-o, cum a refuzat și alți pași, poate mai mici. Așa că să dea Dumnezeu să ne convingem cu toții. Eu n-am optimismul dumneavoastră, dar mi-aș dori ca ăsta să fie un început. Ceea ce privește soluția instanței, prea puține de comentat asupra ei. E o premieră până la urmă? Este o soluție interesantă, o soluție bazată până la urmă pe probatoriul pe care am reușit să-l administrăm, dar, repet, în contextul în care partea adversă tocmai a intrat și a spus că renunță la calea de atac a apelului, eu nici n-aș mai vrea să mai comentez sentința în sine, ci să spun că eu mă bucur foarte tare că asta este poziția părților și atâta vreme cât ei vor conlucra în vederea îndeplinirii acestui deziderat comun. Noi nu avem ce să mai spunem. Exact. Noi suntem niște simpli observatori de pe margine și absolut restul lucrurilor sunt în sarcina lor, dar sigur, profesional mă bucur pentru Claudia, mă bucur și pentru mine că am reușit să fac lucrul. Și dacă, așa cum spuneam, se va dovedi că a fost o oportunitate bună pentru copii, ne vom bucura și pentru copii, că nu avem de unde să știm cum se descoperă niște talente pe care nimeni nu le-ar fi bănuit. Da. Absolut, sigur că Atunci să rămânem în spiritul ăsta optimist al sărbătorilor care se apropie și să sperăm că Halloween. Nu știu ce să spun, că de păcat definitiv este greu, dar măcar să nu se mai atace, să nu mai iasă, să aibă o relație care să păstreze măcar niște aparențe de normalitate. Pentru că una normală, după câte s-au spus, mi-e greu să cred că pot construi. Dar în interesul superior al copiilor, să nu mai iasă cu toate aceste bălăcăreli pe la televizor. Corect. Mai sunt câteva lucruri de făcut fine-tuning, ca să spun așa, pe ele, de reglaj fin, dar eu sunt absolut convins că lucrurile se vor lămuri și celelalte procese pe care le mai au pe rol. La asta mă gândeam eu, că mai au procese. Da. Sunt absolut convins că eu am fost condus toată viața asta de optimism. Niciodată n-am fost o fire pesimistă. Trebuie să închidem într-un ton optimist, că nu. Da, și eu consider că și energia transmisă și așa mai departe și mi s-a părut absolut civilizat dialogul de mai devreme pe care l-am auzit cu tine. Nu mai avem timp, domnule.